Bună ziua, dragii mei, sunt Tarotela cu o nouă etalare pentru cei cu Soare, Lună, Venus, Ascendent, Nod, Nord în Rac, etalare pentru ianuarie 2022. Haideți, dragii mei, să vedem ce carte vine pentru energia generală în această perioadă. Ianuarie 2022, ia că am ajuns și în 2022, nu? Vreau să pice. Vreau să pice cățul, i-am direct pe masă. Energia generală. Spre multe. Am tot văzut un 6 de cupe interesant, 6 de cupe în diferite formații. 6 de cupe care pentru mine reprezintă un fost o fostă. Interesant, energia generală reprezentată de numărul 20, un soi de judecată, col, chemare. Chemare, da. Un înger vă cheamă, un înger sau mai mult, să renașteți. Poate că cineva își dorește să renască ceva cu voi, ar fi posibil, sau voi, bine, nu, sau și, și voi trebuie să renașteți dintr-un punct de vedere, cel puțin. Interesant, tot azi de 6 de apă, iar a apărut 6 de apă, eu nu știu câte oară, și nebunul, da, 6 de apă, un fost o fostă, ar vrea să o ia de la zero și să echilibreze situația, posibil. Rămâne de văzut. Hai să vedem și etalarea în sine. Interesant ce apare. Opa! Trebuie să arăt chestiunea asta pentru unii dintre voi. Amândouă, pentru mine și justiția și împăratul reprezintă persoane în putere, în putere, în autoritate, vreau să zic, nu în putere. În putere fizică, în autoritate. Justiția reprezintă un contract, eventual împăratul reprezintă una din părți care ar impune regulile acestui contract. Acum, e o situație la distanță. E o situație la distanță, poate că unii dintre voi munciți peste hotare și trebuie să alegeți echilibrul vostru, stabilitatea voastră versus acest contract. Dar mai există și varianta ca să trebuiască să unii dintre voi, dacă vreți să renașteți, dacă vreți să vă găsiți echilibru sau stabilitatea pe cont propriu, să nu mai jucați după regulile altora, ci după regulile voastre, să trebuiască să rupeți contractul. Ia uitați la ce mă uitam. Ia uitați păsăreica la ce mă uitam. Da? Să rupeți contractul și să vă regăsiți echilibru, justiția înseamnă echilibru, dreptatea într-un alt fel. Hai să vedem. Raci. Ianuarie 2022, da, Soare, Luna, Venus, Ascendent, Nodul Nord în Rac. O dată, de două ori, de trei ori și tăiem. Iar decizii, la foarte multă lume a apărut aceste cărți, numărul 2, decizii, planuri. Este normal pentru că intrăm într-o anumită vibrație despre care aș vrea să vorbesc cât mai curând. Cent extraordinar, iar 2. Ați văzut 2 de monede, 2 de spade, 2 de băte. Aici este. Sunteți chemați să vă refaceți viața, dar pentru chestia asta trebuie să călătoriți. Trebuie să vă pregătiți de o călătorie sau să vă extindeți un divorț sau să ieșiți. Da, dacă e carantină, poate să pară greu. Dar primul pas, dragii mei, este gândul, da? Gândul și felul în care vă organizați acțiunile. Că până la urmă puteți să vă extindeți pentru început printr-o activitate online. Printr-o activitate online și apoi rămâne de văzut când ieșiți din carantină, că vă totuși o bătă care stă pe loc, când ieșiți din carantină sau când ieșiți dintr-o energie karmică, stagnantă, cum se va dezvolta, eu știu, acel lucru pe care ar trebui să-l dezvoltați. Provocarea, temperanța, echilibru. Vom vedea în ce context. Poate unii dintre voi trebuie să alegeți între două persoane. O persoană care vă ține pe loc și o persoană care vă cheamă într-o nouă direcție. Evident, ca să puteți alege și să faceți planurile corecte, trebuie să fiți în echilibru. Am vorbit de echilibru prin justiție, dar avem aici un alt fel de echilibru emoțional și spiritual energetic. Evident că trebuie să vă rugați, să vă lăsați inspirați și să fiți, dragii mei, când alegeți și când faceți planurile, să fiți cu sufletul împăcat. Nu agitat, nici prea gol, nici prea pil, nici entuziaști, nici depresivi. Și atunci provocarea este
înainte de a începe toate aceste lucruri, să ajungeți la un punct cât de cât de paritate între stările negative pe care le poate avea orice om, mai ales când stă pe loc, mai ales dacă e într-o energie karmică, și entuziasmul explorării, exploatării unor alte orizonturi, a unor alte orizonturi, da. Am zis bine că din cauza stărilor mele, probabil că mai greșesc. Interesant, într-un trecut îndepărtat apare acest diavol. E o energie toxică. Dragii mei, refuz să fixez această carte doar pentru zodia Capricornului, pentru că eu personal cunosc Capricorn minunați. Însă, e o energie karmică. Iar legătura poate să fie contractul despre care am vorbit. Un șef, o figură autoritară, șef-șefă poate să fie, da? Că în general șefele sunt în energia lor masculină, da? Mai rar șefe în energie feminină. Însă, o figură autoritară, niște contracte care vă țin în lanțuri, dorința de a face bani, dorința de a avea o anumită carieră, e casa a 10-a, a publicului sau a activităților publice. Pot să fie frici, pot să fie dependențe, sunt foarte multe lucruri. Foarte multe lucruri. Iar energie karmică, o căsătorie karmică, o relație karmică, ideea e că nu e prea frumos. În ultima vreme, adică trecutul apropiat, 3 de monede. Posibil a apărut a treia persoană în context pentru unii dintre voi și atunci sunteți spus să alegeți. Stați pe loc sau plecați, vă luați calea drumul. Pentru unii dintre voi, nu pentru toată lumea. Ar mai fi, deși poate că o să clarific, rămâne de văzut, dar ceea ce simt, poate să fie și dorința voastră de reconstrucție, în cazul în care ați intuit, ați simțit nevoia să vă eliberați acest diavol mai din timp, pentru că e o energie veche. Și apare temperanța. Temperanța, am zis, temperanța este singura carte, singura vibrație, energie care poate să anuleze acest diavol. De ce? Pentru că temperanța reprezintă conexiunea la divinitate, într-o formă foarte puternică și, evident, echilibrată. Și atunci, prin rugăciune, prin curățare energetică, prin multe lucruri, puteți anihila acest diavol care încă vibrează, încă vă ține pe loc. Din acest motiv a apărut temperanța. Și atunci, voi știți că trebuie să lucrați cu voi, să vă reconstruiți eventual viața. În viitor. Oh, ce frumos! Ce frumos! Apare pentru raci și răcușoare, doamna mea dragă. Asul de băte. Evident, eu aș zice că este un nou proiect. Dacă voi vreți să fie o pasiune, sunteți liberi să alegeți să manifestați acest lucru. Există și această posibilitate, pentru că este o energie, da? Luați-o cât puteți de mână și cât mai repede, vreau să zic, de mână și manifestați-o dacă vă place. Deci astfel de bâte poate să fie și o nouă pasiune și să zicem așa la modul minimalist un personaj cu marcaj puternic în semn de foc să apară în viața voastră să vă inspire, dar mai presus de personaje și de iubire și de amoruri, evident că poate să fie o idee deosebită care vă poate aduce succes și mai ales vă poate revigora dacă ați avut iar probleme. Temperanța arată și niște probleme de sănătate. Niște probleme de sănătate datorită unor influențe negative. Wow! Regina de bâte în prezent. Pentru unii posibil să fie cineva cu marcaj în semn de foc, în mod special berbec sau... Da, berbec. Sau leu. Ar putea să fie cu temperanța, deși nu-mi place repede să mă fixez pe asemenea interpretări simpliste. Ar putea să fie și săgetător. Ideea este că Regina de bâte. Oricine ar fi, Regina de bâte, voi sau, da, dacă voi alegeți totuși calea expansiunii, ar putea descrie un personaj încrezător în capacitățile sale creative. Regina de bâte e șarmantă, decorativă, cuceritoare și magică. Dacă puteți, dacă credeți în această temperanță, care înseamnă și credință, da? În anumite calități ale voastre,
Aici este, dacă aveți încredere în acele calități, puteți să vă extindeți și să alegeți corect o nouă direcție. Dar, repet, chiar dacă sunteți în carantină sau într-o situație stagnantă, statică, aveți posibilitatea, chiar, repet, după cum veți se și vede în imagine, foarte clar, stați pe loc, dar aveți globul în mână, da? Aveți online-ul la dispoziție. Aveți internetul, Facebook-ul, Instagram-ul, TikTok-ul, ce vreți voi să aveți, da? Și să pregătiți calea. Eventual să anunțați, să vă faceți noi clienți într-un anumit proiect. Dacă folosiți energia cum se cuvine. Repet, dacă vreți să fie o persoană, să fie. Nu mă deranjează pe mine, eu mă bucur. Dar vorbim și de energie și la nivel personal. Mai ales dacă vreți să vă recreați pe voi cu acest 3 de monede, da? Am zis, cineva vă cheamă. Vă cheamă să ieșiți din public și să creați ceva pe cont propriu. Acest 3 de monede este în alte seturi de cărți, în diferite feluri creat. Și din acest motiv, în acest moment, simt că ține de recrearea voastră, reinventarea voastră. Sfatul, interesant, unde am mai văzut? 10 de spade exact în poziția sfatului. Vai, dar unde am văzut? Unde am văzut? La berbeci sau la capricorni? Nu mai știu exact. Sfatul 10 de spade. Eliberați-vă de această energie toxică care v-a trădat, v-a pus la pământ pe unii dintre voi. Poate nu are legătură cu acea energie, dar eu cred că totuși, da? Uitați ce frumos e! Da? Vedeți ce frumos e! Scuzați-mă, dar trebuie să vă arăt. Ia uitați. Expansiune. În primul rând mentală, emoțională. Vedeți că ai, apropo, expansiune. Trebuie să vă extindeți. Ca să vă mișcați, ca să vă extindeți, trebuie să ieșiți din această energie. Da? Dacă aveți probleme de sănătate, măi, aveți încredere. Aveți încredere. Luptați cu voi. Încărcați-vă de vibrații pozitive. Exterior, interesant. Am zis că cineva vă cheamă sau... Da, puteți comunica la distanță 3 de bâte, 2, 1, 2, 3, vedeți ce frumos. 1, 2, 3, dar probabil că vin invers. Este cineva care vă inspiră. Vă cheamă, vă așteaptă eventual, e o influență exterioară, vă așteaptă. Ei vă așteaptă pe voi. Acum, dacă stați pe loc, nu vă aruncați în valuri și nici în cap, da? Dați-vă timp. Păstrați-vă, repet, echilibru. Faceți pașii cu răbdare și cu încredere, dar nu riscați. De ce vă este teamă? De stagnare, da? De 7 de monede. Vă este teamă să nu munciți, da, slujbași la curtea regelui, reginei, care o fi, chiar a diavolului, a împăratului, a cui o fi, și să munciți, să obosiți în această muncă. Poate să fie muncă și în relații, pentru că e casa a șaptea, a relațiilor de lungă durată contractuale, da, justiția, că am văzut contracte. Ați cam obosit unii dintre voi. În acest motiv apare și temperanța. Vindecare. Ce vă doriți? Opa, 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 v-am prins, dragilor! V-am prins, ok! Ce să zic, e dreptul vostru să vă doriți un cuplu de foc, plin de pasiune, de creativitate, măi, măi, măi. Da, vă doriți un personaj, poate să fie același personaj care vă așteaptă, care e la o oarecare distanță, mai mare sau mai mică. Evident că nu avem cărți, apare aceleași, da, de două regina de bâte și apare sub forma masculină, dar... Pentru unii trebuie, dacă sunteți bărbați, vreți să fiți voi bărbați super atractiv pentru o anumită femeie, da? Care este și atrăgătoare, cuceritoare, da? Șarmați! Ai, ce-mi place! Îmi place! Ce reușiți să deocamdată visați, dragii mei, dar dintre opțiunile pe care le aveți, este frumos, interesant și 7 de cupe. Aveți opții, opa! Ce mai simt? Am meditat în ultima vreme după un anumit film pe care l-am văzut, despre care vreau să vorbesc în prima zi când noi simțim mai bine.
la acești 7 de cupe. Orice alegeți, se va manifesta într-o nouă dimensiune. Acum depinde de voi ce alegeți. 7 de cupe, hai să mai vedem. 7 de cupe, 4 de monede. Deocamdată stați. Cerca să vă găsiți echilibru. Mai, regișorule. Riga. Ops. Turnul. Luna. În urmă se va manifesta o călătorie la un moment dat. Nu cred că în ianuarie. Mai încolo. Mai încolo. Deocamdată stați și... Aici este, vedeți? Aici este. Aveți opțiuni. Una din opțiuni este extinderea sau online-ul, universul, alte dimensiuni vă stau la dispoziție, dar încă țineți de una. De una care vă ține pe loc. Da, am înțeles. De acel diavol, de acea energie toxică. În ce sens toxică? Este karmică. Încă sunteți legați. Chiar dacă ați vrea, mai sunt câteva, nu știu, mai sunt, cum să exprim, inele care încă sunt nedesfăcute. Dar se va întâmpla ruptura, separarea. Poate la o lună plină, la o lună nouă, că tot vine, este, nu știu, nici mai știu în ce dată sunt, așa că o să mă uit pe internet zilele astea, când trebuie să apară luna nouă. Dar nu cred că e la luna aceasta nouă, la alta. Ori la luna nouă, ori la luna plină se va întâmpla separarea și veți hotărâ să mergeți. Să mergeți înspre zone senine, mergem spre soare, 6 de spade, dar înspre persoane, ia uitați, în zone călduroase, optimiste. Și cineva vă așteaptă. Cineva care e pe măsura voastră. Hai să le păstrez doar pe acestea, totuși. Deși, repet, ar putea să treacă un pic înspre februarie. Poate chiar mai mult. Extraordinar, judecata, că tot am vorbit de judecată, da? Cineva vrea să vină din trecut, cavalerul de spade, într-un mod neașteptat, turnul. Și cavalerul de spade vrea să echilibreze, simte multă speranță cu acest soare. Multă bucurie. Pentru unii dintre voi, dar vrea să renască. Hai să vedem ce alte mesaje mai vin. Să clarificăm, da? Vedeți? Un pic să clarificăm. Să clarificăm. 2 de băte pentru raci. Și răcușoare o dată, de două ori, de trei ori steaua, interesant. Pentru unii poate să fie o persoană publică. Pentru alții, sunteți chemați să alegeți între karmă și destinul vostru. Karma am văzut-o prin diavol, da? Unii știu că, unii, nu toată lumea, aveți acolo un vărsător, dar nu toată lumea. Dar sunt conflicte legate de acest destin, legate de această alegere. Sunt conflicte mari și dezamăgiri. 3 de spade, 5 de spade. Așadar, steaua se leagă de temperanță. Vindecați-vă ca să puteți alegeți corect. Hai să vedem 3 de monede odată, că tot am zis că poate clarific. De două. Of, nici n-am așteptat. 8 de cupe. Da, 8 de cupe, dar interesant că a venit invers. Dacă cineva v-a pus într-o situație de trio, da, pentru că ați văzut de la început, e o situație toxică, încă nu v-ați detașat de ei. Posibil, 8 de cupe invers anunță că a revenit în viața voastră cineva, tot încearcă să vină, să revină, da? Să se întoarcă, să reconstruiască ceva ce a dărâmat.
dar rămâne de văzut cât poate să reconstruiască. Și 8 de cupe invers îmi spune că încă, cum am spus mai devreme, încă mai aveți niște inele, încă sunteți legați de acea energie. Este un magnetism într-adevăr puternic între voi și o anumită persoană, voi știți despre cine vorbesc acum. Și încă nu vă puteți detașa, interesant. Poate nu vă puteți detașa de energia karmică ca să puteți îmbrățișa steaua, destinul vostru. Iar posibil. Clarificăm 10 de spade odată. De 2 ori. De 3 ori pentru raci. 10 de spade a fost clarificat cu 10 de spade. Ați mai pomenit? Ați mai pomenit așa ceva? Deci clar trebuie să terminați. Mai terminați cu... Puneți capăt celor care vă fac. Ia uite, la capătul setului de cărți, faetonul. 10 de monede. Poate să fie și o căsnicie care v-a obosit. Sau un job. Dorința de a avea niște bani. În primul și în primul rând, faetonul, mergeți către destinul vostru. Dar cum să mergeți când voi încă sunteți? Încă, repet, sunteți legați. Mai dăm o carte pentru acest sfat, ok? 10 de spade de 2 ori odată. Rare ori s-a întâmplat de 2 ori. Așa ceva. De 3 ori. Water. Adică emoții. Aici este. Aici sunteți voi. Cu cât stați în această energie și nu faceți eforturi. Să ieșiți din ea, să vă curățați, cu atât vă atrageți în continuare. Repetați ciclurile. Și ce se trebuie să curățați apele, emoțiile și gândurile. Am spus în ultima vreme, gândurile merg mână-mână cu emoțiile. Puteți vedeți, picăturile astea de ploaie sunt ca niște spade. Dar aici depinde de voi. Este lucrarea voastră personală. Cum reușiți voi să vă vindecați? Steaua, dragii mei, nu înseamnă muse vărsător, deși am putea să spunem la modul foarte simplu, ceea ce nu-mi place. Dar cel mai important, repet, ca să puteți alege corect, să vă faceți planurile de viață corect, repet, trebuie să fiți în gânduri curate, emoții echilibrate. Nu e ușor. Știu că nu e ușor. Mai ales când lași în spate 10 de spade, diavolul, da? Situații și încă, repet, 8 de cupe. Invers, probabil cineva tot mai vine în viața unora? Sau voi nu v-ați detașat de energia karmică? Sau energia karmică tot încearcă să revină simțind că voi vreți să vă detașați de ea? Posibil și asta. Interesant, la capătul setului de cărți, 10 de cupe. Ce am zis mai devreme? În funcție de mental și de emoțional, cum vreți să fiți? Alege. În 10 de spade sau în 10 de cupe? Evident că toate se capătă încet. Însă, cu răbdare, puteți să ajungeți acolo. Pentru unii posibil cineva să sufere după voi, să se simtă ei trădați, dar nu avem treabă cu ei, deocamdată vorbim despre voi acum, da?
Clarificăm 3 de spade. Nu de spade. Ah, de ce am zis de spade? De bâte. Probabil că e o dezamăgire acolo, o dată. De două ori. Asta a vrut să se arate. Integrare. Și magnetism. E cineva de care vă vedeți cărțile? Da? Cineva de care sunteți atrași sau ei sunt atrași de voi. Vă așteaptă acest personaj. Vă așteaptă acest personaj. Tot speră că va fi împreună cu voi. Speră că vă veți putea integra. Vă veți putea completa. E o distanță încă. Încă nu v-ați apropiat. Interesant că apărt această carte, nu alta. Da, e magnetism. Clar. Încă nu sunteți împreună. Regele și regina de bâte, da? Cine e mai magnetic decât regele sau regina de bâte? Aici este. Opt de bâte. Dorința de a comunica. Și de a crea ceva. De a evolua. În situația, din situația în care sunteți. Regina de bâte, te rog frumos, odată. De două ori. Ups, nici nu așteaptă. Prințesa de cupe. Regina de bâte și prințesa de cupe. Sau valetul. Valeții, în general, reprezintă comunicare. Dacă păstrați comunicarea cu acest personaj de care vă simțiți atrași, cu speranță și răbdare veți putea manifesta ceva în timp. Pentru că apare asul de bâte, inițierea, momentul. Da, după așteptare, apare undeva într-un viitor, ca și turnul. Dar nu cred că luna aceasta, deocamdată sunt conflicte, 5 de bâte, în legătură cu această uniune, 3 de cupe. Clarificăm și regele de bâte de curiozitate. Am așa o curiozitate. O dată. De două ori. De trei ori. Aici este flowing. Un soi de spânzurat. Vrei să ieșiți în această stagnare? Că sunteți, uiteți, uitați. 7 de bâte. De bâte. De ce am zis de bâte, măi? De monede. Poate sunteți și un pic defensivi, unii dintre voi. Racii sunt defensivi. Orice planetă ați avea. Și atunci, fiind obosiți, defensiv, poate precauți, o stare de care v-ați cam sătura și voi, nu? V-ați cam sătura, că vă dați seama că nu vă aduce nimic bun această atitudine. Da? Trebuie să fiți mai încrezători, să exprimați măcar o parte din emoții cu prințesa de cupe. Ca să se poată dezgheța lucrurile. E aici un personaj înghețat, să se poată dezgheța bărbatul din voi, dacă sunteți bărbați, da? Bărbatul acela plin de pasiune, ce ați putea fi cu anumite persoane, da? Ca să se poată dezlega lucrurile. Să se poată descătușa pasiunea, parcă un vulcan care iese, interesant, comunicare. Da, care iese din gâtul ei, chakra a cincea, da? Chakra a cincea, comunicării. Dacă comunicați emoțional, creativ, exprimați parte, nu toată, dar măcar o parte,
din ceea ce simțiți, din pasiune, din foc, da? E ca un vulcan care topește gheața bărbatului, interesant. Dacă sunteți doamne și vă simțiți că a sta pe loc, vreți pe cineva care să preia conducerea, să vă cheme, să vă inițieze, să vă, da? Să vă atragă, dar e cineva care se simte atras de voi. E interesant. La capătul setului de cărți aveți împărăteasa, pe care am văzut mai devreme când am amestecat aceste de cărți. Aveți posibilitatea să creșteți. Dar pentru asta, repet că aș vrea să fiu înțeleasă. E tipic racilor, deși nu-mi place să judec racii, orice zodie ați fi, după caracteristicile acelea convenționale. Dar e tipic racilor să meargă un pas înainte, doi înapoi, da? Și aici ideea. Aici e ideea. Să vă păstrați încrederea, creativitatea și să stați în picioare și să ieșiți din această energie foarte negativă, în primul și în primul rând emoțională și mentală. Pentru că acesta este sfatul. Exterior, repet, cineva ar vrea să integreze, să se integreze în viața voastră, pentru că există atracție puternică, vă așteaptă de la drum și aveți un cuplu divin. Da? În prezent și viitorul apropiat, Regina de Băte și Prințesa de Cupe, ar putea să fie același personaj pe care vi-l doriți, de care vă simțiți atrași, care vrea să comunice, încearcă să comunice emoțional. Dar evident că nu e suficient să comunice o singură persoană, este nevoie și de replică, e nevoie de implicare din ambele părți. Dar de ce apare, hai să vedem, de ce apare acești șapte de cupe? Odată. Uf, nu pica pe jos că nu te mai pot lua prea multe. Sunt prea multe așa. Șapte de cupe, cinci de cupe. Asta. Încă plângeți după cineva. Nu mai plângeți, dragii mei. Poate că vă e dor, poate nu plângeți după cineva, vă e dor. Dar dintre toate opțiunile pe care le aveți, tocmai pasta aceasta, nu pasta aceasta. Uite, am zis de două ori exact cum au apărut și cărțile. Pasta aceasta. Tocmai pasta ați ales-o? Alta nu puteți să alegeți. Hai să mai luăm o carte. Și totuși, interesant apare. Am mai văzut regele de spade și regele de cupe. De cupe, nu de cupe, mai. Măi, ce am? De cupe, de clubs, de foc. Simțiți că există un personaj. Voi știți, bărbat în mod special sau energie masculină. Plin de pasiune, dar care probabil n-a arătat cu regele de spade și urmează să alege, să arate, urmează să aleagă el. Mai dăm o carte. Gata. Clarificăm șapte de cupe și cinci de cupe. Odată. Două. Trei. 10 de monede. Reprezintă casa pentru mine. Familia. Familia voastră sau familia pe care v-ați construit-o. Aici este. Aveți acolo o situație care vă frământă, vă doare, vă... Ați pierdut pe cineva acasă la un moment dat cândva și ați rămas sub acea influență. Dar, repet, șapte de cupe înseamnă opțiuni. Dintre toate opțiunile, bine ar fi să vă ascultați vocea interioară. Dar ca să vă înțelegeți vocea interioară, trebuie să intrați într-un echilibru tai chi. Ia, ar trebui poate să faceți niște exerciții de tai chi. Căutați pe internet.
4 de monede. Clarificăm 4 de monede. O dată. De 2 ori. De 3 ori. Pentru unii dintre voi care sunteți căsătoriți sau depindeți de familia voastră, aici este, trebuie să alegeți între acea situație stagnantă, 4 de monede, da, spânzuratul, despre care am tot vorbit chiar de la început, acea situație stagnantă, care stați pe loc de dragul echilibrului și visați. Vă este dor de cineva. Deci, dintre opțiunile voastre, acum înțeleg, aveți în jurul vostru un personaj de care vă simțiți și voi foarte atrași, vă este dor de ei, dar din niște motive, ori trebuie, voi sau ei, trebuie să stea deocamdată în preajma familiei. Ceea ce familie poate să fie, repet, familia făcută de ei, familia făcută de voi, poate să fie și un job important, deși e 10 de monede, pentru mine nu reprezintă doar job, reprezintă mai mult de atât. E o construcție tradițională. Mai dăm o carte. Uite și împărăte asta. Aici este o alegere. Ori stați în acea vibrație, ori munciți cu 8 de monede să creșteți sub o altă formă, lângă altcineva care este mult mai potrivit pentru voi. Mai dăm o carte pentru 2 de monede. O dată. De 2 ori. De 3 ori. Aer. Aici trebuie să lucrați cu gândurile voastre și cu emoțiile, cum am zis mai devreme, ca să puteți alege. La regina de bâte și prințesa de cupe, poate aveți pe cineva, o mamă cu fetiță? Da. Vedeți voi, aerul, ca și alte elemente, reprezintă într-un fel sau altul expansiune. Mai dăm o carte pentru... Interesant că la capătul setului de cărți a apărut 3 de bâte pe care îl regăsim aici. Ia să dăm un pic mai tare ca să... Ce ar putea să fie acest aer? Voi știți. Poate să fie cineva cu marcaj în semn de aer, poate să fie gândurile voastre. Ia dăm pe turn încă o carte. O dată. De 2 ori. De 3 ori. Extraordinar, numai cărți în acestea au apărut. Foc. Foc. Veți trăi și veți vedea, voi cunoașteți viața, ce reprezintă această separare de un semn de foc și vă alăturați într-o nouă direcție sau mergeți într-o nouă direcție sau vă alăturați altei persoane într-un mod neașteptat. Vă separați de un semn, da, vedeți, turnul, separare și focul. Dar poate să fie și întâlnire bruscă, ia să vedem. Hai totuși să mai căutăm cu o carte. Mare grijă la turnul și focul să nu fie vreo explozie pe undeva. Artificii, chestii, așa. Am spus-o că trebuia spus-o, nu? Odată. Focul și turnul odată. De două ori. De 3 ori. Viziune, măi. Viziunea și vocea. Cărțile acestea au mai apărut într-un anumit context împreună la altă zodie. Viziunea și vocea. Vocea și asul de spade. Interesant cum au venit, da? Ambele țin de aer. Trebuie să vă ascultați vocea interioară ca să puteți manifesta ceva nou. Dar, ia uite, răbdarea, iar apare temperanța. E și aici temperanța. A
ascultați-vă, în primul rând, când ascultați această etalare și vocea interioară. Eventual puteți să mai reascultați etalarea mai încolo. Nu pentru vizualizări, dar ca să înțelegeți mai bine. Pentru că eu cred că sunt mesaje importante aici. Probabil într-un mod neașteptat veți avea o viziune. Cum să faceți acea călătorie, că am văzut 6 de spade. Sau cum să vă detașați de acea energie toxică. Da? De aceste ape, tulburi, ape, tulburi. Grele, nouăloase. Dar sunteți chemați într-o nouă direcție. Ia-mi o carte, câte 40 de minute, dă-mi o carte pe acest diavol. O dată. De 2 ori. De 3 ori. 9 de cupe, și regele de spade. În primul și în primul rând, opa, așa, deci, în primul și în primul rând, cineva are adicție pentru băutură. Între pare rău să vă spun, dar asta e. Cineva care are adicție pentru băutură. În al doilea rând, cineva care nu arată foarte rece distanța sau adunat, dar collected, ce-mi place cuvântul ăsta, dar mai ales la regele de spade, pământean cu regele de monede și regele de spade, dar ori voi, ori ei, simțiți multe emoții în preajmă, atât de multe încât considerați toată atmosfera intoxicantă și, în mod special, dacă unul dintre voi e căsătorit, tentantă. Și aici este. Nu vă puteți, dacă sunteți căsătoriți, unii dintre voi, sau dependeți de familie, acest al treilea element, intoxicant, emoționant, nu vă puteți detașa de ei. Poate aveți lună aici, poate aveți alte planete, nu neapărat soare, vedeți care rezonează. Că nu o să rezonați toți, dar măcar anumite mesaje vor fi pentru unii, altele pentru alții. Ideea este, concluzia este că ceva vă ține încă pe loc. Nu întâmplător, central, revin, trebuie să vă faceți planuri de extindere, de călătorie, repet, cineva vă așteaptă cu drag, cu speranță, cu multă atracție pentru voi. Da? Regele și regina de bâte, care se atrag cel mai puternic. Dar această decizie și aceste planuri nu pot fi făcute în orice condiție mentală și emoțională și fizică, pentru că am văzut împăratul și justiția chiar de la început. Da? Iar sunt contracte, sunt responsabilități, sunt decizii foarte importante și uite așa începeți anul, un an foarte intens cu aceste decizii personale care se vor manifesta la un moment dat și în alte planuri despre care voi vorbi cât de curând, sper cât mai curând. Dar ce este frumos în această etalare complicată, mie mi se pare legată, dar complicată, pentru că încă atârnă de trecut, cineva atârnă de trecut, de acea construcție tradițională de împărat, de regele de monede, de 10 de monede. Ceea ce este bine în această etalare este că apare la un moment dat un trăsnet, un turn, o trezire, o viziune trăsnet, da? O viziune trăsnet, o inspirație cu focul, evrica, da? Care o regăsesc într-o formă mult mai simplă, prin asul de băte, într-un viitor. Da? Această idee, dar după rugăciune îndelungă, după curățări, veți înțelege exact cum să faceți pașii ca să veniți mai aproape de persoana aceea. E o persoană, dacă nu o știți, să o veți cunoaște. Dacă nu știți, o veți cunoaște. Dar, ca să o cunoașteți pe acea persoană faină,
Trebuie să intrați și voi în această vibrație. Pentru că în această energie nu puteți să atrageți decât aceeași energie. Dar ați văzut, 10 de spade atrage tot 10 de spade. Da? Asta e. Și această apă vă poate reprezenta pe voi. Orice ați avea acolo. Sper că ați înțeles, eventual puteți să mai ascultați sau să reascultați anumite aspecte. Dacă vreți, dacă aveți chef, dacă... Ia uitați ce frumos, ia uitați ce frumos. Vedeți? Vulturul. Dragii mei, vă doresc putere de decizie. Ia uitați ce frumos. Dragoste, pace, creștere spirituală și vă pup. Numai bine, ceau, ceau. Pa!